Hai să trăiți bine. Fiind weekend deja și la mine, mai precis aici pe teritoriul Americii, v-am pregătit pentru o seară de vineri un filmuleț mai scurtuț în care vreau să vă relatez o poveste ce s-a derulat cu ani în urmă. De fapt, am descoperit-o vizionând un film pe vremea lui Ceaușescu, mai precis prin anii 82. Îmi aduc aminte că un ingineraș proaspăt absolvent al unei facultăți de electronică sau ceva legat de electrică a poposit pe unul din șantierele patriei și într-o dimineață când a făcut acest lucru s-a trezit aman în mijlocul unei ședințe pentru că la acea oră, la prima oră a dimineții, inginerii aveau obiceiul să convoace toți maestrii de pe șantier pentru a le da ordinele ce le aveau de îndeplinit în acea zi. Se știe că în acele timpuri maestrii erau un fel de căței ai inginerilor și executau ordinele acestora fără să scrâșnească, chiar dacă uneori se simțeau folosiți. Inginerașul nostru, deci stagiarul, poposise în mijlocul ședinței de dimineață și, pătruzând în încăpere după ce în prealabil a bătut la ușă, a fost interpelat de către un maestru imediat cam ce caută el prin acea zonă. Acesta a dorit să dovedească tuturor că el este o persoană mai sociabilă și știe imediat ca să astupe gura unui necunoscut. Inginerașul s-a recomandat ca fiind un tip ce caută de lucru, iar când a fost întrebat cam cu ce se ocupă, a spus că adoră electronica, iar maestrul vrând să facă o glumă și să prezinte ca un om tare deștept în fața tuturor, l-a îndemnat pe ingineraș să îl caute pe un cutare șef de echipă și să-i ceară acestuia o găleată pentru ca ulterior să meargă la unul din puțurile șantierului. I-a indicat, bineînțeles, unde acesta se afla și să aducă o găleată de curent de acolo. Inginerașul nostru a făcut stânga împrejur și înainte să iasă din încăpere, bineînțeles că a simțit în spatele lui acel zâmbet ironic al tuturor, crezând că asistența de față, crezând că el este de fapt un prost care a poposit cum să spun așa, fără niciun sens acolo în mijlocul lor. Inginerașul nostru, așa cum spuneam, s-a întors înainte să iasă pe ușă și l-a întrebat pe acel maestru ceva de genul: auzi, bre, dar de care curent vrei, alternativ sau continuu? Bineînțeles că maestrul s-a simțit umilit și în aplauzele tuturor, inginerașul a poftit să vină, a fost poftit să vină înapoi și să ia loc la masa lor. Între timp, cineva i-a studiat CV-ul pe care acesta îl depusese undeva pe o măsuță și au constatat că, de fapt, el este un inginer ce a terminat facultatea cu nota 10, deci, practic, acesta urma să fie în curând șeful tuturor, devenind o persoană destul de capabilă să conducă acel șantier. A fost o întâmplare relatată dintr-un film pe care l-am vizionat cu foarte mulți ani în urmă. Eu am ales meseria de electrician, nu neapărat atunci când am poposit în America, deoarece am practicat această îndelnicire chiar și pe teritoriul românesc. Odată ajuns în America, la o anumită vârstă, este greu ca să obții niște venituri care să-ți asigure un trai liniștit pe termen scurt, dacă nu poposești pe șantiere. Și mie mi-ar fi plăcut să stau într-un birou și să mă joc la un calculator sau să așez niște marfă pe anumite rafturi, dar aceste munci nu se plătesc foarte bine, așa că pentru a avea o liniște, așa cum spuneam, cât de cât, am optat pentru meseria de electrician, pe care totuși nu o stăpâneam extrem, extrem de bine la începutul drumului aici în America, pentru că lucrurile stau cu totul diferit față de Europa. Nu știu dacă v-am mai povestit cam cu ce se mănâncă această îndeletnicire. Dacă nu, o voi face altă dată, acum vineri, nu vreau să vă încarc memoria cu alte chestii inutile, dar am făcut acest filmuleț pentru a-i răspunde unei persoane ce mi-a trimis astăzi o fotografie în care încerca să mă, cum s-ar zice pe românește, să mă muște de fund, pentru că am ales să practic această îndeletnicire. Eu sunt mulțumit de ce fac în momentul de față. Am să vă pun poza în descrierea acestui videoclip. Este una haioasă și mai mult, deci mai vreau să spun că am gustat gluma și nu reproșul lui. Cam atât pentru astăzi. Sper să ne revedem și în acest weekend cu 1, 2, 3 articole, dar dacă nu, cu siguranță la începutul săptămânii viitoare voi fi prezent aici pe blog. Vă doresc să aveți un weekend minunat și să vă bucurați cei ce locuiți în America de
începutul primăverii, căci se anunță că de mâine vremea începe să se încălzească și practic vom scăpa de acest ger țâmpit care ne-a înghețat creierile la propriu și la figurat. Deci, celor ce locuiți pe alte teritorii, vă doresc de asemenea să petreceți clipe minunate. Numai bine!